ziua, jurnalista Oana Stânciulescu este invitata mea de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, Oana, și îți mulțumesc că ai revenit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mare plăcere. Multe s-au schimbat în ultimele două luni de zile. Am avut alegeri, am avut referendum și iată, recent am avut un congres al PSD-ului. Practic, partidul și-a ales noua conducere. Cum ți se pare acest trio aflat la conducerea PSD, format, iată, din Viorica Dăncilă, Mihai Fifor și Eugen Teodorovici? Mi se pare că atunci cu Iliescu și cu Ceaușescu eșalonul 2 a venit la conducere, eșalonul 2 din partid. N-a fost nicio surpriză că Viorica Dăncilă a devenit președinta partidului, dar trebuie să facem o paranteză. De astfel se și vehicula numele ei. E adevărat. Să facem o paranteză, să spunem că ea este până în ianuarie, după alegerile generale, când va fi adevăratul congres. E o perioadă scurtă de timp în care acest trio va conduce partidul. Lucrurile nu vor rămâne așa pe 5 ani de zile sau 4 ani, dar așa nici nu prea e congres. E așa un semicongres, ca să devină oficial președinte. Și l-a dorit foarte mult, pentru că ea a decis data în care se va organiza acest congres. De ce zic că era previzibil? Nu numai că se vehicula numele ei, dar ea a și plătit ca să devină președinte PSD cu chiar 2-3 zile înainte. Cu ordonanță. A semnat nota de plată pe care noi o plătim, dar a semnat-o ea. Cum vine asta? Nu vreau să devin președinte PSD, dar trebuie să demonstrez că le dau un cadou, că sunt generoasă cu baronii mei care trebuie să alege pentru mine să mă și aleagă la congres și apoi să și alege la alegerile prezidențiale și o să dau o ordonanță cu ceea ce își doresc ei. Sigur că nu ne interesează nota de plată, pentru că eu nu cred că există, nu cred că există o analiză să ne spună, un studiu de caz, să ne spună cât ne costă pe noi ordonanța dată de Viorica Dăncilă, în care avem niște cifre aproximative ce înseamnă pensiile speciale ale primarilor. Deci, de câți primari sunt în România, aleși locali, toți vor primi pensii speciale. Și nu numai, este o ordonanță de urgență cu foarte multe cadouri mai mici și mai mari pentru toată lumea. Fiecare ce și-a dorit. Doamna Firea ce și-a dorit la primărie, cu Consiliul General, cu două treimi să poată să-și voteze deciziile. Fiecare ce și-a dorit acolo, vom purpuri 1000 de articole într-un singur magazin, așa a făcut doamna Dăncilă. Deci așa a plătit funcția. Și văd care de gând să cumpere în continuare cu măsuri populiste și cu ordonanțe populiste bunăvoința și a electoratului și a baronilor, ceea ce e un lucru foarte rău. În același congres, Oprișan, da, un baron al PSD-ului, a fost huiduit, chiar jignit de colegii socialdemocrați. Cum ți se pare acest tablou venit din PSD? Noi ne-au pregătit oarecum de scena asta amuzantă, nu? Să râdem la congresul PSD, ce să ne mai uităm la asta și bine, ne uităm la congresul, vorba lui Rareș Bogdan, la congresul PSD. Dar jignirile astea nu sunt nici astea noi. Amintește-ți de 2 ani de zile că cele mai rele lucruri despre ei le-am aflat de la ei. Am aflat că se urmăresc în trafic. Am aflat că își urmăresc, își ascultă telefoanele, WhatsApp-ul. Cele mai urâte, grele acuzații le-au făcut tot ei despre ei. Deci s-au înjurat, s-au certat, tot tacăm. Acum doar că a fost la un congres, adică a avut și o scenă și public, show, a fost show total. Până acum se certau în birou executiv, se certau în ședințe mai mici, întâlniri mai, cu un număr mai redus de oameni. Acum a fost show total la sala Palatului, unde intră nu știu cine, Bănică Junior, ce să nu fie. Unde și mai e? Spunem că a fost pe toate prime time-urile. A fost exact, bravo, a fost cu telespectatori mulți pe toate televiziunile. Bă, tăia între două găști, domnul Marian Oprișan, credeam că s-au obișnuit colegii lui, care sare dintr-o tabără în cealaltă, așa cu o grație de balerin. Nu, el a fost parcă fotomodel, nu balerin. Dar cam așa, astăzi e cu Dragnea, mâine e cu Dăncilă, astăzi se dezice de Ponta, mâine se dezice de Dragnea și cade în picioare tot timpul.
filialele care l-au huiduit, evident, sunt cele din sud, Telormanul, nu? Mi-au plătit poliția că l-a criticat pe Liviu Dragnea în nenumărate rânduri, chiar de a doua zi, după ce l-au luat cu Duba și l-au dus la Rahova pe Liviu Dragnea. E, și acum a venit plata pentru Oprișan. Doar atât, o bătaie între găști. Te aștept să plece din PSD după acest... Nici vorbă, baronul baronilor, nu vezi că nu mai sunt așa baron de greutate. Unde se ducă? Ok, și poate la Pro-România. Pro-România. Cred însă că la toamnă va fi rând la Pro-România după alegerile prezidențiale, pentru că potrivit ultimelor sondaje din săptămâna asta au apărut în ultimele zile. PSD a scăzut sub 20 chiar. Numai că nu se stabilizează, ci continuă să scadă, ceea ce este dramatic pentru un partid care gândește că acum câțiva ani avea mai mult de dublu decât are acum, nu? Și se duce, scade văzând cu ochii. Dacă scade, ce înseamnă asta? Că la anul viitor, din sutele de parlamentari, o să mai intre vreo câțiva. Sigur că fiecare personaj din partid încearcă să-și aranjeze viitorul. Păi dacă aici nu o să mai avem decât 10% și o să intre o mână de oameni, ceilalți o să se facă și o să se orienteze către alte partide. E interesant să vedem care. Știi că acum mai este pe piață, să-i zicem, nu a mai apărut un scenariu, cum că și nucleul dur, Codrin Ștefănescu, Olguța Vasilescu și Pleșoianu, ar avea de gând la un moment dat să se desprindă dacă Dăncilă se împământnește la, prinde rădăcini la PSD. Este și acest scenariu care mai pleca o grupare din PSD și atunci ați seama că către Pro-România? Nu, către un partid separat. A, practic să se formeze o nouă formațiune, o altă aripă să se desprindă de PSD. Am auzit pe surse această știre și sigur că de acum sunt scenarii de lucru, dar se poate întâmpla orice dacă haosul din PSD continuă, iar Viorica Dăncilă, să fim serioși, nu e o mână de fier, nu este un lider de care să asculte tot poporul PSD-ist, nu? Cum e el denumit de către Ponta și Dragnea când era chiar popor PSD-ist. Așa că probabil se pot întâmpla multe lucruri la PSD în următoarele luni și mai ales după alegerile prezidențiale, cât Viorica Dăncilă poate să rămână, dar cel mai probabil va pleca. Și în funcție de noua conducere, de ce se va întâmpla la congresul acela, o să vedem și cum se aranjează jocurile pentru alegerile locale. Anul viitor vom avea un an iar important cu două tururi de alegeri locale și parlamentare extrem de importante pentru orice partid politic. Te aștepți la schimbări de poziție după congres și după noua conducere a PSD-ului? Adică la... Pe justiție, poate să o lase mai domnul sau să renunțe, de ce nu? Da, tot aud bătălia asta. Da, tot aud această, că dă asigurări, această declarație venită de la Viorica Dăncilă că s-a încheiat acest capitol din viața PSD-ului, adică lupta împotriva justiției și a statului de drept. Însă l-am auzit, evident că nu pot să crezi așa ceva. Doamna Dăncilă dă dovadă de mare abilitate. Am auzit pe Iordache, altă întrebare, la congresul PSD, deci sâmbătă, spunând, întrebând un jurnalist despre, punând aceeași întrebare și răspunzând foarte direct. Da, guvernul nu mai face, da, noi. Adică toate modificările de acum încolo se vor produce în Parlament, fără nicio îndoială. Tot ce au de modificat și tot ce și-au propus, vor modifica în Parlament. Pentru că, potrivit aritmetic și potrivit experienței cu moțiunea și ce au mai avut în ultimele dăți, aritmetica parlamentară dovedește că PSD-ul are în continuare majoritate parlamentară. Opoziția n-a reușit să-și treacă nici moțiunea, nici, nu mai știu, care ce a fost avocatul poporului și că ceva. Camera deputaților, exact, Camera deputaților nu a avut majoritate. Deci în Parlament Florin Iordache poate să continue asaltul la justiție liniștit. Iar Dăncilă, și mai periculos, se va ocupa de economie. Ca și când n-am fi destul de rău și n-am fi într-o situație destul de complicată din punct de vedere economic, toate ordonanțele pe care și hotărârile probabil pe care le va da de acum încolo merg țintit către zona economică și măsuri populiste. Toate propunerile din ultima vreme sunt înspăimântătoare, pentru că nu o să ai bani să dublezi pensii speciale, să le dublezi, să dublezi pensii normale,
s-a mărit punctul de pensie până în 2020, 2021, 2022. De unde? Ne de împrumutăm. Unde să vină? Da, bravo, în ziua, în sâmbăta congresului, domnul care a ajuns întâmplător, Marele Blond, domnul Teodorovici, care a ajuns președinte executiv și ne-a mărturisit că nu știe ce înseamnă asta, în aceea zi era contrazis de Ministerul de Finanțe pe care îl conduce, care postase un anunț pentru un nou împrumut. Iar dobânzile, asta este înspăimântător, dobânzile la care se împrumută România sunt cele mai mari din Europa de Est și Centrală. Am văzut un grafic în care România are cele mai multe dublu, deci dobânzi duble față de orice alt stat, iar cele mai mici le are, surpriză, surpriză, Bulgaria. Deci Bulgaria se împrumută la cele mai mici dobânzi și România la cele mai mari dobânzi. Păi în condițiile astea, în condițiile în care ei se împrumută în fiecare lună, în condițiile în care peste 3-4 ani nu o să putem nici să le plătim, eu nu știu, cred că Grecia, ar trebui să ne uităm ce s-a întâmplat în Grecia, ce s-a întâmplat în Argentina, în Venezuela, pentru că nu vom fi departe. Oamenii ăștia împrumută fără discernământ doar pentru cheltuieli. Dacă ar împrumuta să facă linia ferată, să o modernizeze, să avem TGV-uri, să transporti Ford-ul și Dacia și Renault pe linia ferată, că nu au pur și simplu oamenii unde cum să-și producă mașinile și cum să le transporte, da, ar fi fost ceva. Dar tot ce au împrumutat a mers în consum. De asta cred că viitorul nu sună deloc bine pentru noi. Asta spunea și Remus Borza, care, ne amintim, a fost consilier pentru câteva zile al premierului și spunea chiar la noi, la Puterea Știrilor, că începând din toamnă, noiembrie, ne așteaptă o criză. Este începutul unei crize din documentele pe care el le-a văzut și în biroul doamnei Dăncilă, doar că se ține secret deocamdată. Și el este un personaj care știe ce vorbește, adică nu e venit de pe stradă să nu știe să citească un bilanț sau să nu interpreteze corect niște cifre pe care le vede. Și eu am aflat de mai bine de o jumătate de an, tot pe surse, că mai sunt oameni care mai vorbesc, de la Ministerul de Finanțe, adună cu greu fiecare bănuț în fiecare lună pentru leful, pentru salarii. Amintește-ți de fapt că în urmă cu vreo lună de zile de la Ministerul de Finanțe a ajuns prin ministere o circulară, să-i spunem, în care erau rugații cei din ministere fie să reducă numărul de angajați, să facă o reevaluare, pentru că nu au bani să îi plătească. Asta e limpede. Nu mai pot să angajeze și așa, este supradimensionat. Aparatul bugetar. Aparatul este limpede că vor fi probleme, mai ales că veniturile le colectează cu greu, mai ales că exodul românilor continuă, sunt oameni care pleacă în fiecare lună, în fiecare săptămână, sunt copii care se nasc în străinătate, în România, deci tinerii care trebuie să plătească, să ne plătească, să cotizeze aici pentru pensii cu taxe și impozite, nu mai sunt în România. Cei care sunt la 40, la 50 de ani, cotizează, plătesc impozite în alte state. Așa că viitorul este cel pe care îl spune și domnul Borza și toți economiștii serioși care au tras semnale de alarmă în sensul ăsta. Aminteai, Adinaur, de un alt moment important, alegerile prezidențiale ce vor avea loc în toamnă. Are PSD deocamdată un candidat sau profilul unui candidat pentru prezidențiare care să ajungă și în turul 2? Dacă te oprei la dacă are, are, ai văzut ce inflație. Mulți vor să fie președinți. Care să ajungă în turul 2, în momentul de față, pare imposibil. Pare o misiune imposibilă pentru PSD. Ca atare, probabil că sunt mai multe variante de lucru și în următoarele săptămâni că nu mai e. Începe numărătoarea inversă. Vom avea în toamnă alegeri. Deci nu mai avem decât câteva luni. Și noi nu știm decât un singur candidat, pe Klaus Iohannis. Nici USR nu și-a anunțat. Înțeleg că va face anunțul pe la jumătatea lui iulie. Nici PSD, care până alaltă era cel mai mare partid. PSD-ul are în plus o problemă că n-a mai avut președinte de multe vreme, de vreo 3 mandate, dacă nu mă înșel, 2 ale lui Traian Băsescu și unul al lui Klaus Iohannis. Deci sunt 3 mandate, sunt 15 ani de când PSD n-a avut președinte. E posibil ca PSD să aibă o nouă premieră și România în același timp post-decembristă, ca PSD să nu aibă în turul 2, nu s-a mai întâmplat în 30 de ani ca PSD să nu intre cu candidatul în turul 2. Deci PSD este aproape de această performanță.
în ghilimele pentru ei, de a nu avea în turul 2. Deci avem varianta în care vor pune un membru de partid și aici avem câteva variante. Liviu Pleșoianu, Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae, cei care au declarat că ar fi interesați de o candidatură. Da, Dăncilă, crezi că tenționează să candideze? Cred că 50-50. Nu avem de unde să știm ce e în capul lui Dăncilă, mai ales că am văzut zile trecute o informație pe surse cum că ar fi interesată chiar de un post de comisar european și de o plecare la Bruxelles. Post rămas liber până în toamnă. Da, rămas nu știm încă, pentru că Juncker spune să nu punem un interimar, că ar costa contribuabilului european 1 milion de euro pentru câteva luni, iar Dăncilă cu PSD a venit cu propunerea pe Pașcu. Da, dar văd că Juncker nu se lasă și încearcă să aranjeze din, să schimbe regulile ca noi să nu putem să ajungem încă o lovitură pentru PSD dacă se întâmplă chestia asta. Deci da, ar fi interesată de postul ăsta, s-a aflat pe surse. Pe de altă parte, dacă nu reușește să ajungă, de ce nu să nu fie președinte de să nu fie candidat, pentru că e președinta partidului și până acum cam președinții partidului au candidat. A și zis chiar la o emisiune TV duminică seara că Exact. Da, fără nicio șansă. Niciunul dintre cei numerați nu au nicio șansă să ajungă în turul 2. Mai e varianta să aducă pe cineva din afară. Am aflat și asta pe surse, s-a scris în urmă cu câteva săptămâni că și ei sunt în căutarea unui candidat din afară. A fost vehiculat numele lui Gâdea, lui Aurel Pop, lui Puric, Dan Puric. Deci au fost niște nume vehiculate. E foarte greu ca PSD-ul să accepte o asemenea partid mare, cu orgolii, să accepte un personaj în afara partidului, dar în situația lor, nici asta nu prea mai au ce face. Și a treia variantă este varianta discutată chiar din aceste zile de Ponta și Tăriceanu, să facă o alianță ALDE, Pro-România și PSD cu un candidat unic. Care să fie, cine să fie, cine să fie. Evident că Tăriceanu, care a visat 3 ani de zile să devină președintele României, încă nu poate să accepte. Că e pregătit de e câteva pregătit de atâția ani de zile să fie. Acum, sigur că ai văzut că e puțin destabilizat, că președinte cu 4%, cu un partid cu 4%, parcă nu s-a mai pomenit să candideze el pe persoană fizică aproape cu ALDE, n-are nicio șansă. Ca să aibă sorți de izbândă, îi trebuie o grupare puternică în spatele lui, aceea nu poate fi decât PSD. Dar și aici e dificil să accepti tu ca PSD, ca un mare partid, ce semnal dai, adică te duci de tot jos, că tu iei pe unul care are 4%. Deci, PSD e într-o situație, pe scurt, foarte dificilă și greu cred că vor găsi o variantă de intrare în turul 2, da? Vom vedea. E posibil ca în turul 2 să avem și doi candidați de dreapta? În condițiile în care PSD nu găsește o soluție ca să ajungă în turul 2 cu candidatul ar fi chiar lui, o premieră. Asta este o premieră post-decembristă. Niciodată în alegerile din 90 încoace nu au fost doi candidați din opoziție de dreapta. Să zicem că acum USR plus, că nu știm cam pe unde se poziționează centru, cum se poziționează pe scena politică, dar ar fi da o premieră. Foarte interesant, un experiment foarte interesant pentru România. Ar avea șanse Iohannis într-o bătălie cu Barna, spre exemplu? Klaus Iohannis pleacă cu prima șansă în orice variantă. Nu discutăm dacă PSD, ALDE, aici câștigă detașat Klaus Iohannis. Dacă n-ar fi doi candidați din partea dreaptă din opoziție, Klaus Iohannis ar fi putut deveni, iar o premieră ar fi fost, președinte chiar din primul tur. Este la distanță enormă de toți ceilalți candidați. Iar acum, potrivit ultimelor sondaje, am văzut că e pe un trend ascendent, crește în continuare. Mai ales că a avut câteva evenimente care l-au propulsat din nou în prima, pe prima pagină, să spunem, nu, a fost vizita papei când papa a venit la invitația președintelui Iohannis și când a fost un succes extraordinar. Și reușita de la referendum, care este extraordinar pentru președintele Klaus Iohannis, reușita cu PNL-ul, primul partid, nu clasat după alegerile astea. Deci Klaus Iohannis nu are rival în momentul de față. E interesant însă ce se va întâmpla cu Dan Barna sau cu un candidat venit din partea USR-ului, pentru că în turul 2 PSD, electoratul PSD, care îl urăște
pe Klaus Iohannis, s-ar putea îndrepta către candidatul SR. Să fie un vot anti-Iohannis. Să fie un vot anti-Iohannis. Aici este interesant de văzut ce se va întâmpla, dar pe altă parte s-ar putea echilibra lucrurile, pentru că eu cunosc personaje din USR sau votanți USR, dar și o grupare din USR care ar vota cu Klaus Iohannis. Deci lucrurile vor fi extrem de interesante. Deci nu cred că toți useriștii vor vota cu candidatul USR-ului, vor merge către Klaus Iohannis, o parte dintre ei, ca atare s-ar putea echilibra așa lucrurile. PSD-iștii să fie anihilați de USR în turul 2, care votează cu Klaus Iohannis. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre o decizie pe care am văzut-o chiar ieri anunțată. Practic se face un an de la 10 august, luna viitoare, unde știm cu toții și ne amintim ce s-a întâmplat la protestul diasporei. Acum dosarul a ajuns din nou la DIICOT, a fost întors practic la DIICOT. Ce înseamnă această decizie? E o decizie fără explicații chiar. Tu n-ai probleme cu CNA-ul, nu? Nu, deci n-avem. O să mă cenzurez totuși. Este cea mai gravă decizie din ultima vreme. Cea mai oribilă, cea mai mare mizerie care s-a făcut în lipsa unor informații. Poate că eu mă înșel. Dar la un an de zile, exact peste puțin timp, se împlinește un an de zile, de când copii, tineri, oameni în vârstă au fost gazați, să nu ai o explicație și să duci dosarul de la parchetul militar, unde să le amintim celor care ne ascultă și ne văd acum, care era stadiul dosarului la parchetul militar. Fusese răpuși în septembrie anul trecut, sub urmărire, 4 șefi ai jandarmeriei române, cu grade. 4. Tu crezi că parchetul militar pune sub urmărire penale alți militari fără dovezi? Nu. Toată lumea zdravănă la cap crede că au fost pus sub urmărire penală în urma unor dovezi pe care parchetul militar le are în posesie, le-a descoperit. Bașca, că în primăvară a extins in rem, nu in person, urmărirea penală pentru abuz în serviciu. Toată lumea s-a dus cu gândul la Carmen Dan, ministrul de interne atunci, care a coordonat, care a fost la butoane, cum s-a dovedit ulterior în Ministerul de Interne și a știut tot ce se întâmplă. În condițiile astea în care te așteptai să ajungă în instanță cât mai repede, dacă îi pui sub urmărire, dacă ai gestionat atâtea probe, dacă ai vizionat sute de imagini, dacă ai 800 de mărturii, 800 de plângeri ale victimelor, tu să dai, tu singur, să zici nu mai vreau dosarul, îl mut la DIICOT, unde erau plângerile venite din partea jandarmeriei privind lovitura de stat, nu miroase bine și eu sunt convinsă că înseamnă îngroparea dosarului. Ca să nu mai spun că mă simt ca în 1989. Toată planeta s-a uitat la ce s-a întâmplat în Franța cu vestele galbene. Ai văzut vreun dosar pe lovitură de stat în Franța? S-a gândit cineva, s-a gândit jandarmeria, vreun serviciu secret, poliția, procurorul Franței, general, să deschidă un dosar pe lovitură de stat? Și au devastat străzi, au devastat magazine. Ce s-a întâmplat în Franța în ultimele luni? Nu s-a întâmplat în toată Europa în ultimii câteva decenii. Că într-o democrație nu se gândește nimeni că e o lovitură de stat, că cineva vrea prin forță să, cum ne, ca în 89, să răstoarne un regim. Ci pur și simplu că au fost niște nemulțumiri ale unor categorii de francezi. Noi, pentru că n-am ieșit din retorica securistă-comunistă din 89, facem dosar pe lovitură de stat. Păi cine să fi dat lovitură de stat? Copilașii ăia care se jucau la girafă? Șora, care stătea, domnul Mihai Șora, filozof, care stătea la girafă cu alți oameni de 100 de ani, să fi dat o lovitură de stat? Și a fost identificat un grup, dar degeaba a fost identificat că nu a fost extras din piață, un grup de persoane agresive care dădeau cu niște peturi de o jumătate în jandarmi peste gardul guvernului. Asta e lovitură de stat? Își ba joc de noi? Deci este o mizerie de nedescris care demonstrează, din punctul meu de vedere, că parchetul este sub influențe politice
și că în parchetele din România încă sunt mulți dinainte de 89. Este, mi se pare inadmisibil o decizie care pur și simplu pe mine mă înspăimântă. O decizie a parchetului înspăimântătoare. Și atât, dacă îmi permis să mai zic o singură frază, în lipsa unor explicații, un dosar cu asemenea încărcătură emoțională și să iei o asemenea decizie, să nu vii tu parchet, să explici de ce și să nu vii tu DICOT să vii să spui. Practic a fost doar un comunicat. Un comunicat din care nu înțelege nimic, iar DICOT-ul n-a venit să ne explice ce se întâmplă, poate el să ancheteze militar, că de-aia e parchet militar, că DICOT-ul cred că nu poate. Poate. Ce se întâmplă cu cei militari, jandarmii, puși sub urmărire penală? Ce se întâmplă cu dovezile? Reiau de la început ancheta. În lipsa unor astfel de explicații și de răspunsuri, este o mizerie și pare că vor să îngroape dosarul, ca și colectivul de care tu îmi spuneai. Asta voiam să-ți spun. Înainte de emisiune. Crezi că se încearcă îngroparea acestui, că a fost și un scandal care încă... Da. Nu s-a stins exact ca în cazul colectiv, da, unde da, pentru că, nu, da, da, pentru că nu s-au luat nici acum deciziile. Da. Și au trecut, nu știu, 4 ani. Da, așa este. Cred că se încearcă îngroparea dosarului pentru că sunt nume grele implicate în acest dosar, pentru că acuzațiile sunt foarte grave și cred că ar fi trebuit să stea la pușcărie mulți dintre cei care au stat la butoanele jandarmeriei și Ministerului de Interne și nu numai, și partidelor politice. Și mă refer la Liviu Dragnea, care a știut în permanență ce se întâmplă și care a fost primul care a vorbit despre lovitură de stat. Oamenii aceștia au instrumentat violențele din piață. Se poate dovedi ca la mineriada din 90, atunci dați foc cu Diamandescu, dați foc la autobuze, când ei și-au singur și-au incendiat autobuzele, și cred că este după modelul mineriadei și am avut un mare noroc că nu s-a sfârșit cu morții pe 10 august. De asta cred că pentru sănătatea democrației și pentru viitorul țării ăsteia trebuie rezolvat dosarul, nu îngropat, iar dacă se va îngropa, nu este un lucru bun pentru democrație și pentru generațiile următoare. Înseamnă că oricine poate să facă, ce să instrumenteze un nou caz 10 august, să pună în aplicare, în plan, un nou 10 august, orice partid politic. Oana, eu îți mulțumesc pentru prezența ta alături de noi. Mulțumesc și te mai așteptăm invitație. Cu drag pe la noi. Mulțumesc frumos!